Bună ziua, doamne și domnilor, bine v-am regăsit! Astăzi mi-am propus să dezbat, să discut alături de invitatul meu, unul pe care de altfel îl cunoașteți, se află în platoul nostru cam o dată pe săptămână, așa aș vrea să-l numesc un invitat permanent și o să-l și prezint, ca să nu vă mai țin în suspans, domnul Minică Vasile, lider Cartel Alfa. Bună ziua și bine ați venit, domnule Minică! Așa cum spuneam, astăzi vă aflați în platoul TV Buzău pentru că mi-am propus alături de dumneavoastră să dezbat cam ce este trecut în programul de guvernare al noului guvern, guvernul Cioloș. Am zis să luăm și noi la rând așa și să vedem cam ce cuprinde și cum ar afecta și i-ar afecta și pe buzoieni până la urma urme, pentru că suntem și noi parte din țara asta și avem și noi suficiente probleme, avem și noi foarte mulți asistați social, avem și noi o rată a șomajului în top 5 la nivel național și multe alte probleme. N-avem și noi autostradă, deși ni s-a promis și există acel master plan să vedem că este prevăzut și în acest program de guvernare, dar haideți să le luăm așa pe rând, pentru că dumneavoastră nu-i așa reprezentați și tot ce înseamnă muncă, angajați, angajatori. O să încep cu capitolul dezvoltare socială. După care, în măsura timpului pe care îl avem, mai vorbim și ce mai scrie pe la transporturi, și pe la administrație publică, că și pe acolo sunt niște lucruri interesante, și pe la agricultură vorbesc cei de sus, de la centru, ca să îi numesc așa, au câteva lucruri pe acolo, fără să exprime cum și în ce fel, dar ei spun că sunt lucruri interesante. Legat de dezvoltare socială, că despre asta vorbeam, haideți să vă citesc exact. Mi-am propus așa, eu să vă citesc cam ce scrie în acest program și împreună să vedem ce și cum se poate aplica și ce ar reprezenta pentru județul nostru. Și anume, la dezvoltare socială, țin să menționez că sunt două paragrafe mititele, și anume, promovarea unei protecții sociale active și încurajarea unei culturi a responsabilității individuale, descurajarea culturii dependenței față de ajutoarele sociale și încurajarea unei culturi a muncii și a responsabilității individuale și sociale. Un cuvânt cheie sau un sintagmă, aș putea eu spune, din paragraful ăsta, ajutoare sociale. Tocmai spuneam că noi suntem... Și responsabilitate. Că noi suntem campioni. Domnule Minică, vă rog. Sună foarte bine aceste fraze, pentru că eu cred că trebuie să încurajăm munca. Trebuie să stimulăm, în primul rând, ocuparea. La ce mă refer când spun ocuparea, pentru că probabil mulți telespectatori nu sunt acomodați cu limbajul. Este vorba de integrarea în muncă a cetățenilor apți de muncă, în căutarea unui loc de muncă. Și vă rog să nu menționați de tineri, pentru că următorul paragraf se leagă de tineri. Da. Că eu am zis ai cetățenilor. Iată, este un segment sensibil. Da? Este da. Sensibil pentru că tinerii sunt și cei care au provocat și până la urmă au sprijinit această schimbare și acest guvern de tehnocrați, cum se vrea. Numai că, dacă e să n-o dăm de la una la alta, cred că era compromis guvernul politic și masa asta de politicieni. Acum, cred că ușor se compromit și specialiștii. Dar să revenim. Cred că gândirea este foarte bună. Să vedem și cum o punem în practică, pentru că eu, unul, ca reprezentant al salariaților, am spus de atâtea ori că trebuie să mărim veniturile celor care muncesc, pentru că noi avem peste 4 milioane de oameni săraci din rândul celor care au un loc de muncă. Ori în momentul în care ai un loc de muncă și ai o sursă de venit din ceea ce faci și lucrezi, este inadmisibil să fii sărac, să nu-ți ajungă bani pentru facturile de utilități, să nu-ți ajungă bani pentru a întreține un copil la școală, pentru a-ți satisface strictul necesar, nu altceva, pentru un trai nici măcar decent, de subsistență. E, în situația asta sună frumos faptul că se vrea o responsabilizare a cetățenilor, se vrea o reducere a masei de oameni asistați sociali, și o mărire a celor care să se implice și să fie activi și să fie integrați în câmpul muncii, cum se spunea cândva, deci să aibă un loc de muncă. Cum credeți
dumneavoastră că ar trebui integrați în primul rând va trebui social, va pentru că noi la Buzău, exact așa cum spuneam și îmi cer scuze că vă întreb și vorbesc cu nicio problemă. Acum, vă mulțumesc. Sunt mulți, adică inclusiv în fiecare lună când mergem la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și vedem acolo cifre alarmante care cresc de la o lună la alta, sunt peste 18.000 de șomeri în momentul acesta în județul nostru. De fiecare dată, drept cauze, ne sunt prezentate tocmai aceste cifre care ilustrează numărul celor asistați sociali. Și de fiecare dată ni se spune că, domnule, ei vin să se înscrie pentru că au nevoie de acele adeverințe, pentru că au nevoie avem de două categorii de șomeri garantat și așa mai departe. Deci cum să reducem numărul ăsta la Buzău, de exemplu? Avem două categorii de șomeri. Avem șomerii care intră în plată datorită restructurării unor locuri de muncă. Și sunt cei indemnizați și sunt în jur și de 4.000. Și restul sunt neindemnizați. Și de la AJFM se spun că sunt cei asistați social. Cei asistați social și care totuși sunt consumatori de resurse de la bugetul statului, pentru că pe venitul minim garantat sunt destule sume, dacă, mai ales la familiile numeroase, luând în considerare veniturile pentru copii, pentru ei și așa mai departe, se ajung la sume substanțiale. Tocmai că aceste sume concurează cu salariul minim pe economie sau dacă are 3-4 copii sunt mai mari decât salariul minim pe economie și atunci nu se stimulează integrarea lor în câmpul muncii. De ce? Pentru că dacă se duce la muncă câștigă undeva la 840 de lei astăzi net în mână, cu ceva bonusuri și așa mai departe, că discutăm de o categorie de oameni cu o pregătire medie relativ și cu un salariu către minim pe economie. Și atunci el îi convine mai mult, chiar e o alegere a unora dintre ei, să fie asistat social, pentru că asistat social cu 2-3 copii, așa, câștigă păi pentru familie, are venituri. 2-3 copii, dar în familiile celor care au salariu minim pe economie și muncesc lună de lună și nu au beneficiat de ajutoare sociale, nu vedem decât un copil sau poate niciunul până la... Păi cei responsabili, că de-aia am spus eu cu un cuvânt cheie și responsabil. Cei responsabili nici nu au foarte mulți copii și caută să-și rezolve problemele muncind, nici măcar n-au timp și aici e o altă problemă, cum stimulăm până la urmă și demografia. Pentru că noi în ultimii ani nu prea am făcut gesturi cu privire la veniturile familiilor păi, cu copii, în afară de creșterea alocației care s-a întâmplat anul acesta și într-adevăr e 82 de lei. În momentul acesta cam și lei, un copil și știu, dar vreau să spun că mamă cu 82 de lei prea multe copilului nu poți să-i prea multe copilului nu poți să-i cumperi și știți ce bătaie politică a fost și pe acești 82 de lei, că până la urma urmei nu știa care să spună că li se datorează, liberalii sau social-democrații. Că până la urma urmei, nu știu ce atâta tam-tam și atâta mândrie și bătut cu pumnul în piept că a făcut 820 de lei o alocație pentru un copil care știm bine. 82 de lei să se înțeleagă sau 820 de, da, de lei vechi. Ca 82 să nu... de da. Pentru că știm foarte bine că școala este așa zis gratuită în România, pentru că trebuie să cumperi tot felul de manuale, că nu le găsești pe toate la școală, trebuie să cumperi tot felul de rechizite, trebuie să cumperi tot felul de dispozitive, de nu știu mai și ce. Și nu doar asta. După aceea, s-a revenit acum... Dar nu e vorba numai de școală, numai de caiete și cărți, pentru că părinte le cumperi, dar în momentul în care unui părinte îi se cere și fondul clasei, și chiar dacă n-ar trebui să ți le ceară, da, de la școală, dar uite că se cere. Am copil la grădiniță și să se cere. Și s-a mai ajuns la un lucru, cum să spun eu, e drept, cu acordul părinților până la urmă, dar știți că și în cadrul grupurilor astea sunt și unii care determină anumite decizii. La anumite uniforme și așa mai departe. Eu țin bine minte că în 89, tocmai una din motivele tinerilor din vremea aia a fost să nu mai avem uniforme și embleme și așa mai departe. Ori acum sunt cheltuieri foarte mari pentru anumiți 400 părinți. 400 de lei, dacă îmi permiteți, un taximetrist din Buzău mi-a spus că da, până a doua zi el trebuia să facă 400 de lei pentru că atât trebuia să dea pe uniforma copilului. Da. Deci sunt sume foarte mari, sunt lucruri care cumva e supra-solicită din punct de vedere al bugetului de familie pe cei care au copii în școală.
La prima vedere, așa, pentru unii a zis, da, domnule, dar e frumos, e bine să ne distingem copiii de la școala noastră, de la clasa noastră și așa mai departe. Dar totuși sunt oameni care nu pot și nu dispun de asemenea sume. 400 și ceva de lei înseamnă pentru foarte multă lume, cum discutam mai devreme, peste 4 milioane de români, jumătate din venitul net al unei persoane. Înseamnă foarte mult și asta nu e atât, pentru că un copil trebuie și mâncat, trebuie și îmbrăcat și cu altceva, trebuie încălzit, trebuie... Deci sunt cheltuieli. De aia și cei 4 milioane de oameni săraci cu veniturile. Eu mă aștept acum, în urma acestui text, să văd măsurile concrete de creșterea salariilor, de liberalizare și de ordonarea parteneriatului social pentru a negocia, pentru a aranja, implementarea acelei legi unice de salarizare, pentru că sunt mari discriminări în rândurile... legat de majorarea salariilor. Dar aș vrea să terminăm cu partea asta de asistență socială. Păi asta spun. Deci majorarea salariului, venitului, salariului minim pe economie, liberalizarea și constrângerea cumva sau ordonarea, nu neapărat constrângerea, a parteneriatului social, negocieri la nivel național, de ramură, de întreprindere, sprijinirea celor care vor să se organizeze pentru a negocia cu patronatele private, pentru că există o vânătoare împotriva celor care au inițiativă și vor să negocieze în numele colegilor lor cu angajatorii. Domnule Minică, dumneavoastră ca lider de sindicat și la nivel de cartel alfa, la nivel central, vă așteptați să fiți mai mult implicat în, să fiți mai des chemat la discuții, mai des implicat în luarea deciziilor ca partener social, pentru că vorbeați de partener. Noi ne așteptăm, adică, și... Adică să vi se ceară, nu știu, domnule, cum vedeți dumneavoastră aplicarea exact acestui paragraf pe care l-am citit, deci, până la urmă. Parteneriatul înseamnă puncte de vedere, negocieri și ajungerea la o soluție acceptată până la urmă de toate părțile. Eu mă aștept în continuare și să nu mai fie întâlniri formale. Pentru că, vedeți dumneavoastră, cred că nici nu avem noroc, să zic așa. Până la urmă, într-un fel... Stați puțin. Norocul, eu sunt mai optimist. Eu vreau să stați am noroc, puțin, adică. Că vă spun în ce domeniu vreau să spun. Legea unică de salarizare, cam de două ori, cum să spun, nu s-a putut aplica prin schimbarea guvernărilor. Acum eram aproape înțeleși cu partenerii sociali, deci cu guvernul în special, da, și cu patronatele reprezentative, pentru a aplica o lege unică de salarizare. Iată, cu foarte puțin timp înainte, s-a produs această schimbare, care deocamdată nu spun nici că e benefică, nici că nu e benefică. Eu aș vrea să văd o continuitate în activitățile bune ale guvernării anterioare și puncte de vedere lor de poziții, decizii favorabile României și nouă salariaților și celor care trăim în țara asta în continuare. Să vedem, deocamdată sunt rezervat. Pentru că mi se pare foarte subțire acest program de guvernare. Mi se pare că aprobarea lui de către Parlament, cu angajamentul chiar a primului ministru că până pe 15 decembrie și alți miniștri din cadrul guvernului îi vor aduce îmbunătățiri, mi se pare un lucru anormal, pentru că el ar fi trebuit să fie un program de guvernare la investirea guvernului, să știe orice parlamentar care mă reprezintă pe mine sau pe alți cetățeni din România ce votează și ce vrea acest guvern, care vrea să fie votat de către Parlament. Să pornească la lucru cu cărțile pe față și cu... mai mult decât atât, astăzi am auzit, nu stăpânesc prea bine lucrurile, să vrea înființarea și unui minister al dialogului social cu... N-am înțeles prea bine acolo. Dacă se referă la partenerii tradiționali sau la stradă sau la ONG-uri sau la cine și cum va funcționa acest minister. Așteptăm zilele astea să vedem la ce se gândește acest guvern. Până în momentul ăsta n-ați primit nimic. N-am primit nimic, oficial, nici măcar oficial. Am înțeles. Trecem la următorul paragraf și anume se referă la ce vorbeam noi mai devreme, la tineri. Creșterea ratei de ocupare în rândul tinerilor prin crearea de programe de sprijin în demararea afacerilor, acordare de facilități fiscale pentru angajatori, sprijin pentru obținerea primului loc de muncă, servicii de informare, orientare și consiliere profesională. O parte din ele și guvernul Ponta le-a avut. Deci au fost programe pentru primul job, au fost programe pentru
afaceri pentru tineri, așa. Acum e drept că pe timpul unui guvern politic se spunea, eu nu am aplicat, nu cunosc concret, că de fapt erau foarte multe date cu dedicație. Să sperăm că vor fi bani mai mulți alocați de către guvern. Deci angajările și tinerii, pe... Nu numai angajările, vorbim de afaceri. De afaceri. De afaceri. Ziceam de încadrarea tinerilor, da, și gândul meu, da, acolo s-a dus, pentru că am mai auzit. Vorbeam de afaceri, că erau programe pentru a dezvolta afaceri pentru cei care au terminat studii și că erau sprijiniți relativ puțin. Nici bani nu erau prea mulți. Da, nu-i în Buzău. Știți? Lucruri concrete legate de tineri. Eu concret nu știu pe nimeni în Buzău. Cu sprijinirea primului loc de muncă, cu acordarea de facilități. Primului loc de muncă știu câteva cazuri. Pentru pe unde s-au angajat tineri? În ce domenii? Să ne facem și noi așa o imagine. Păi să... acolo, stați puțin. Primul loc de muncă sunt facilități acordate de către stat angajatorului. Cele prin AJOFM, da? Cele prin AJOFM. Orice angajator, în momentul în care a angajat un tânăr, a beneficiat de această chestiune. Eu știu, în schimb, și alte lucruri, pentru că cei care au peste 45 de ani și încă beneficiază de anumite avantaje, știu firme care s-au transformat, adică îi ții pe oameni o perioadă, după care transform și faci altă firmă, închizi o firmă, îl angajezi dincolo, iei din nou facilități și așa mai departe. Și eu știu că sunt unele în anumite domenii din astea de activitate care folosesc, cum să spun, aproape științific banii publici pentru a schimba angajații de la o firmă la alta. Dar aici e de discutat. Păi una peste alta... Puteați face ceva? Ca păi nu pot să fac nimic pentru că... Păi ce să facă? Una peste alta e o facilitate de care beneficiază angajatorul ăla, dar el rezolvă totuși o problemă. Că el se prevalează de lege și știe să o ocolească până păi la momentul în care... Păi da, dar e ok care... să beneficieze de aceeași facilitate pentru același angajat de N ori pentru că el schimbă firma și îl mută de la o firmă la alta? General, asta nu înțeleg. În general, ce nu, de la același, nu același angajat. Pentru că el, în momentul în care intră în insolvență cu o societate și în lichidare, are pe piața forței de muncă, în același domeniu, destui oameni care să beneficieze de ajutor. Ori în momentul în care el a intrat în insolvență și în lichidare, nu mai are obligații față de foști salariați. Și atunci preia alți angajați din piață. Persoane. Pentru eu care... înțelesem că pe aceeași persoană, nu, de la o firmă la alta. Nu aceeași persoană. Nu aceeași persoană, ci aceeași persoană face altă firmă și beneficiază în continuare, preluând din piață alți potențiali beneficiari de asemenea sprijin pentru încadrare în muncă. La ce credeți că se referă când spune servicii de informare, orientare și consiliere profesională? Sunt serviciile, fiind vorba tot despre tineri, că e în același... Sunt serviciile care le face, nu de ieri, de astăzi, agențiile în general de... Ocuparea forței de muncă și care primul lucru și principala lor activitate asta e consiliere și sprijinire în căutarea unui loc de muncă, de aia și legea îi obligă pe toți angajatorii să anunțe la această agenție. Și noastră îi vedeți pe tinerii noștri din ziua de astăzi să meargă la AJFM să ceară îndrumare? Se duc. O parte din ei se duc, pentru că mai avem o problemă. Sunt foarte mulți care termină studii medii, eu știu, anumite școli din astea de meserii și așa mai departe și puțin dintre ei știu foarte bine cum să caute un loc de muncă și așa mai departe. Ori acolo la AJOFM găsește și informația, găsește și un potențial angajator, este orientat pentru a își rezolva problema. Plus de asta, fiind prin AJOFM, pentru că așa poate beneficia, de aia și angajatorii se adresează agenției, de aia și cei în căutarea unui loc de muncă sunt gestionați până la urma urmei de către AJOFM. La noi în Buzău, tinerii cam în ce domenii ar putea fi integrați sau ar avea mai mari șanse să se angajeze? În momentul de față nu avem un sector majoritar de absorpție a forței de muncă. Forța de muncă a început să se caute mai de către toți angajatorii. Pentru că nu prea mai este forță de muncă disponibilă ca în anii din urmă, fie nepregătită în anumite domenii, fie pentru că, așa cum discutam la începutul discuției noastre, numai veniturile din muncă nu mai sunt stimulative, foarte puțini
până la urmă își doresc neapărat să aibă un loc de muncă plătit cu salariu minim pe economie. Probabil că, făcând referire la ce spuneam mai devreme, dacă se va ajunge din nou la negocieri la nivel național, se va ține cont de anumite ierarhii, de anumite salarii, funcție de pregătire și așa mai departe, vom avea o integrare în muncă mai mare a tinerilor, o dorință a lor, că până la urmă, urma urmei depinde de dorința angajatorului și de acceptarea celui în căutarea unui loc de muncă. Pentru îmi spuneați la un moment dat că, cel puțin pe platforma industrială, media de vârstă a angajaților e... La societățile tradiționale. La societățile... Asta n-am specificat atunci. Deci mă refer la societățile care au avut continuitate. Societățile noi înființate, mai ales în domeniul industriei ușoare, nu au... În acele societăți există șansa sau cum am putea atrage tinerii către domeniile respective? Păi am putea să-i atragem, în primul rând, printr-o școlarizare pentru domeniul respectiv, o strânsă legătură între școală și potențiale angajatori, pentru că o anumită perioadă din timpul de pregătire ar trebui să se desfășoare în cadrul acestor angajatori, pentru acomodare cu colectivul, pentru acomodare cu activitățile, pentru acomodare cu un program de lucru și așa mai departe, pentru că oamenii au nevoie în momentul ăsta de a se acomoda cu grupurile din care ei mâine poi mâine va trebui până la urma urmei să facă parte. Dacă nu facem treaba asta, există o ruptură între cei ocupați și angajatori și atmosfera de acolo, cultul acela organizațional și cei care au învățat, dar au fost total rupți de activitățile respective, de colectivele acestea și așa mai departe. Eu nu mă refer acum la colectivele muncitore și așa mai departe, dar totuși, ca să poți să intri într-o societate comercială de tip industrial, trebuie să fi trecut pe acolo de câteva ori. Nouă ne spunea când eram prin școală că trebuie să înveți prima dată să știi să mergi în picioare într-o fabrică, să știi să te ferești, pentru că sunt potențiale pericole și acolo. E mai rău și mai greu decât pe stradă. Sunt anumite lucruri cu care trebuie să te obișnuiești înainte de a fi până la urmă angajat și a desfășura o activitate acolo. Un alt capitol se referă drepturile salariale și a pensiilor, și anume, citesc, aplicarea actelor normative deja adoptate de Parlament și respectarea deciziilor Curții Constituționale, revederea proiectului bugetului de asigurări sociale pentru 2016 pentru asigurarea unui raport realist între resursele existente și necesitățile sociale, care să permită analiza și sustenabilitatea proiectului de lege privind salarizarea unitară pe anul 2016, reducerea deficitului în sistemul de pensii publice. Păi deficitul poate să-l reducă prin ceea ce discutam noi mai devreme. Deficitul se poate reduce prin creșterea veniturilor în domeniu datorită creșterii numărului de salariați. Este una la mână. A doua la mână, se spune acolo foarte clar analizarea și sustenabilitatea măsurilor luate de Parlament anterior preluării guvernării de către acest guvern. Este corect spusă, numai că eu am o teamă. Și teama mea se referă la faptul că, cel puțin așa, nu oficial, și totuși oficial, inclusiv când spune cuvântul sustenabilitate, suspectează faptul că anumite decizii ale Parlamentului și ale fostei guvernări n-ar putea fi puse în aplicare în momentul de față și de aia bagă acea sustenabilitate, pentru că nu pot fi susținute. Problema este următoare. Un guvern, când vine și spune asemenea lucru, trebuie să mai spună un lucru. Vom face totul ca acele măsuri să fie sustenabile. Pentru că dacă nu vii să găsești soluții, sigur că oricând și cel mai ușor este să spui nu se poate, că nu avem bani suficienți la buget, că avem deficit la pensii, că avem deficit peste tot. Dacă numai ne vom plânge și nu vom găsi oameni nici în acest guvern care se vrea tehnocrat, care să găsească soluții pentru România și pentru români, atunci de ce avem un guvern de tehnocrați? Se știe foarte bine în lumea economiștilor și a managerilor că sunt unii care doresc bugete deficitare pentru a găsi soluții și sunt unii care doresc bugete excedentare pentru a sta liniștiți. Ori noi cred că strada, societatea, nu a vrut un guvern să stea liniștit, ci a vrut un guvern să vină cu soluții
pentru a rezolva problemele. Pentru că chiar nu se mai poate trăi în România cu prețul la energie, la utilități, la mâncare și la toate celelalte lucruri care le consumăm în această Uniune Europeană, egale cu cei care au salarii minime de 1200-1400 de euro. Trebuie făcut ceva și pentru România. Dacă nu, să ne spună și să-și vadă de treabă. Pentru că, după părerea mea, acest guvern tocmai asta trebuie să facă, să găsească soluții, nu să vină să spună că nu trebuie să avem deficit la pensii și că măsurile luate de către guvernul anterior și Parlament vor analiza ei dacă vor fi sustenabile. Nu! Să găsească soluții să fie sustenabile. Una peste alta, pentru că ajungem la pauză. Spuneți-mi cum vedeți aceste idei legate de dezvoltare de capitolul social. Ele sunt bune, dar adăugat ceea ce spuneam eu. Nu numai să constate, ci să caute, să găsească soluții, pentru că altfel ce facem? Ca partener social, ce așteptați pe acest capitol de la noul guvern? Pe acest capitol caut. Cred că va trebui să discute, să negocieze și până la urmă să vină cu măsuri de stimulare a angajărilor și de stimulare, dacă vreți, și a veniturilor bugetare. Pentru că în momentul în care va relaxa anumite lucruri, sigur vor apare surse de venit la buget din consum, din investiții. Deci, cum să spun, eu am spus-o an de zile și nu sunt eu un macroeconomist. Trebuie să avem o guvernare curajoasă, un prim-ministru și o masă de oameni la vârf acolo, tehnocrații, așa cum se vor acest guvern, dar care să aibă curaj să ia decizii, pentru că măsurile sau beneficiile unor măsuri, ele vin după ce ai curajul concret, de a le implementa. Domnule Minică, dacă v-ar cere acum o idee la nivel de Buzău, ca partener social, ce ați aduce ca o completare sau știu eu ca o problemă care ar trebui rezolvată urgent în județul nostru? Pe partea socială și relații în muncă și tot ce ține de acest domeniu. Pe parte doar o idee, da, adică pe partea socială aș căuta să găsesc soluții de reducerea unor taxe și impozite ale angajatorilor legat de integrarea în muncă în cadrul societăților lor a unor tineri sau orice fel de oameni în căutarea... Categorii defavorizate sau cum? Nu neapărat, până la urma urmei, șomeri adevărați, oameni în căutarea unui loc de muncă, l-ai angajat, caut să-ți găsesc soluții de plata unor impozite locale mai mici, de plata... Adică oarecum așa, să faciliteze... Să facilitezi și să faci, de să-l determin. Să-l determin pe acel angajator să facă socoteala că angajând un om, el va avea beneficii, pentru că cu acel om va produce și anumite taxe și impozitele ale lui sunt mai micuțe și automat el se va dezvolta. Am înțeles, mulțumesc pentru răspuns. Revenim după o scurtă pauză și cu alte capitole din acest program de guvernare. Am revenit, doamnelor și domnilor, continuăm discuția cu domnul Minică, vorbim despre programul de guvernare, am vorbit despre capitolul dezvoltare socială din acest program, în prima parte a acestei ediții. O să trecem înainte de fiscalitate, pentru că acolo sunt mai multe puncte. Vreau la capitolul transporturi, pentru că în acest capitol este menționat master planul general de transport al României și pentru că noi ca județ am avut câteva tentative, era pe punctul de a striga bucuria că o să avem autostradă, iată, nu o avem. După aceea au fost prevăzute 3 drumuri expres în acest master plan, nu avem până acum. Domnule Minică, dumneavoastră, cum vedeți? O să vă citesc exact paragraful, să vedeți în ce context este încadrat acest master plan, dar o să vreau să-mi spuneți cum vedeți noastră acest master plan, dacă considerați că, aveți speranțe mai mari că va fi pus în practică și că noi, ca județ, vom beneficia și noi mai mult și cât de mult ne-ar ajuta pe noi în dezvoltarea economică, socială a județului, mai multe căi de comunicare, da? Mai multe artere principale către marile orașe, către capitală, către Constanța, unde e, da? Un port important, un punct de legătură cu Europa.
Și anume, sună așa, asigurarea atragerii și absorbției eficiente de fonduri structurale și sau din împrumuturi publice contractate conform legii de la instituțiile financiare internaționale pentru a dezvolta proiecte de infrastructură cuprinse în master planul general de transport al României, inclusiv analiza oportunității inițierii măsurilor legale pentru activarea clauzei de reformă structurală în domeniul transporturilor pentru asigurarea de fonduri suplimentare cu încadrarea în țintele de deficit bugetar. La fel ca și celelalte capitole, sună bine. Vreau să spun un lucru. Din 90, o parte dintre noi am fost convinși că infrastructura de comunicații este cheia succesului în dezvoltarea economică a României. Vreau să vă mai spun un lucru. Și dacă nu vrea guvernul României, pentru că sunt destule societăți multinaționale și ușor-ușor capitalul vine totuși din Occident, România va avea căi de acces, drumuri, infrastructură și logistică. Numai că în ultimii ani se pare că ne-am blocat în ceea ce privește modul de cheltuire a acestor bani, pentru că noi am cheltuit foarte mulți bani și cu anumite autostrăzi din Ardeal, din vestul României, pentru plata conservării lucrărilor, pentru anumite lucruri care, la un moment dat, schimbându-se guvernul, a vrut să renegocieze anumite valori, a schimbat valorile de contract, dar a renunțat la anumite clauze din contract și așa mai departe. Este foarte bine ultima parte care o spune, că se determine, cum să spun, prin clauze, majorarea resurselor atrase fonduri de la suplimentare. Fonduri suplimentare de la de la europene în speță, de la Bruxelles. E lucru extraordinar, numai că acest guvern are un avantaj. Are avantajul că poate convinge mai ușor pentru că vine totuși de la Bruxelles marea lui majoritate. Ideea este că va trebui să găsească oameni pricepuți pentru a face proiectele alea ca ele, odată convingând cu persoanele care sunt puse să le susțină și proiectele în sine să fie, cum să spun, convingătoare, astfel încât acele proiecte să fie finanțate. Și pentru să fie că dacă avem numai oameni. Realitatea, spune exact. Eu, pentru că mai sunt proiecte făcute așa din birou de și în momentul în care vrei să le aplici în teren, te trezești că acolo sunt mai multe probleme, că de fapt îți trebuie mai mulți bani pentru a face autostrada aia, că de fapt sunt mai multe probleme, că terenul este nu știu cum și trebuie nu știu ce analiză. Deci nu te costă autostrada sau, eu știu, drumul expres sau calea ferată, cât te costă expropierea, cât te costă anumite întârzieri datorită unor, cum să spun eu, unor lipsa unor plăți pentru cei care au fost expropiați, care încurcă lucrările și așa mai departe. Deci, până la urma urmei, trebuie să angajeze oameni specialiști pentru a convinge prin proiecte și a avea bani suficienți și resurse de orice fel pentru ca acele căi pe unde urmează să înființeze aceste străzi, autostrăzi și așa mai departe, să fie libere pentru a putea constructorul să lucreze, pentru că altfel degeaba contractează o lucrare dacă ea nu poate fi pusă în practică. Este, deci, revenind, eu sunt convins că România se va dezvolta din punct de vedere al infrastructurii, pentru că nu mai avem încotro. Știți foarte bine, de exemplu, cu Piteștiul, că și sindicatele de acolo, nu mai spun de lobby-ul care l-a făcut Renault, au demonstrat, pentru că există o anumită presiune de relocare a anumitor construcții de autoturisme de la Pitești, dacă guvernul României nu rezolvă problema infrastructurii rutiere pentru transportul acelei producții de acolo. Pentru că există o problemă dacă de la Pitești și până la Sibiu, unde intri totuși, și acum nu mai poți să intri că e problema cu autostrada care trebuie refăcută, faci mai mult decât faci de la Sibiu până în inima Europei. Și plus că drumul este așa cum este, deci nu numai timp, e vorba și de uzura, chiar și a autoturismelor de pe platformă, pentru că infrastructura fiind proastă, automat și mașina poate chiar să sufere, chiar dacă nu merge pe propriile roți până la destinație. De la noi de pe platformă aveți ceva semnale în sensul ăsta de-a lungul timpului, să spun în ultimul an?
Legate de aceste promisiuni, autostradă, drumuri expres la noi în județ? Păi și de la noi, sigur că avem în primul rând investitorul turc care a venit și face deja produse pentru Volkswagen, pentru Dacia, pentru Ford. Sigur că trebuie să fie ajutat pentru că acele componente, parte a autoturismelor sau altor produse auto sau chiar de mobilier, ele merg la alte unități în altă parte în țară sau chiar în străinătate și în momentul de față nimeni nu mai stă să te aștepte pe tine cu un transport, ci va trebui ca să poți să ai contracte, să fii foarte ferm în timpii și în programul de aprovizionare a acelei societăți comerciale, pentru că altfel pierzi contractele. Apropo de pierdut contracte, cunoașteți investitori care au renunțat la ideea de a investi în Buzău pentru că unul din motive fiind lipsa unor drumuri expres sau unei autostrăzi sau un transport mai bun? Eu nu cunosc concret că cineva a renunțat, dar știu foarte bine că au fost câteva multinaționale sau poate care, au ocolit Buzăul atunci, care dacă inițial a luat în calcul și Buzăul, dar nu s-a oprit la Buzău tocmai datorită lipsei infrastructurii auto în special. Și acum, pentru că Buzău din alt punct de vedere ar fi fost agreat, pentru că e la intersecție de drumuri aproape de mare și aproape de Dunăre, pentru că foarte multe produse se pot îmbarca inclusiv pe Dunăre, adică zona Călăraș, zona Brăila, zona Galați. Exact. Și marea care e la 240-250 de kilometri de aici. Dar, într-adevăr, nu s-au oprit la Buzău din cauza lipsei infrastructurii. Deci iată un minus. Și dumneavoastră acum credeți că vom rezolva minusul acesta? Cu adică timpul, ce încredere aveți? Că și Buzăul va fi pe lista aia a știți drumurilor ce încredere, bune. Știți ce încredere am? Am încredere că forța de muncă și tot ceea ce se putea face pentru multinaționale în zona vestică s-a cam terminat. Au început să vină de acolo firme multinaționale să caute forță de muncă la noi. Deci ei ușor, ușor se extind. Ei vor face lobby către Guvernul României și către Bruxelles și peste tot să dezvolte accesul în zonele acestea unde bazinul de forță de muncă este încă potențial. Și vi se pare potențial. Ok să ne scărpinăm așa invers, păi, în condițiile în care, adică să vină investitorii să ceară drumuri? Până la urma urmei, ca țară ar fi trebuit să le asigurăm investitorilor toate condițiile necesare? Păi ar fi trebuit să de le la asigurăm. De la fiscalitate până la infrastructură și forță de muncă calificată? Păi ar fi trebuit să le asigurăm. Noi asta, sindicatele și, în mod sigur, și patronatele astea au făcut continuu, numai că nu s-a realizat. Și acum eu spun că suntem într-o situație în care, pe lângă noi, cetățenii care vrem să ne dezvoltăm, care vrem să avem un loc de muncă în zonele astea și către Moldova, care este una dintre cele mai sărace din România, vor veni investitorii și împreună cu noi vom reuși să convingem Guvernul României și Bruxelles să dezvolte prin cheltuirea banului european pe această infrastructură în zona noastră. Am înțeles, mai avem foarte puțin în această ediție și atunci o să trec la fiscalitate, pentru că și aici mi se par că sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le dezvoltați dumneavoastră din punctul dumneavoastră de vedere, și anume asigurarea unui cadru fiscal și de reglementare care să fie stabil, predictibil, transparent, debirocratizare, simplificare și armonizare a reglementărilor, elaborare de măsuri care să asigure un raport corect între stat și contribuabil. Este extraordinar ce se spune în câteva fraze aceia. Pentru că de asta anumiți investitori se feresc de a veni în general în România, nu numai la Buzău. Birocratizarea, legi neclare, instabile. Păi să nu să discutăm doar de TVA în ultimii ani, cât s-a plimbat în sus și în jos. Acum se pare că se duce în jos. De asemenea, se pare. De asemenea, s-a elaborat o lege acum prin care se pot mări taxele și impozitele locale. Automat, cei mai atinși cu această lege și eventual prin punerea în aplicare în consiliile locale sunt investitorii, cei care au hale industriale, care au magazine. Da, care și apropo au... de taxe, mai era o reglementare și chiar, mă rog, sunt în curs de a afla toate informațiile. Cei care au sediile firmelor
la domiciliu vor plăti o taxă, da, mai da. Impozitul acela pe locuință va fi altul decât cel care folosește locuința, păi, vedeți, doar pentru vedeți locuit. Asta, vedeți asta cum e, a fost gândit asta. În loc să stimuleze, asta este o frână în a-și rezolva fiecare individ până la urmă problema lui și a familiei lui. Pentru că discutăm de mici afaceri de familie, da? Păi, în loc să mă stimuleze că în apartamentul meu mai desfășor și o activitate economică din care plătesc TVA, din care plătesc tot felul de taxe și impozite, inclusiv pe veniturile mele, că sunt mic întreprinzător, că sunt salariat la propria mea firmă și așa mai departe, deci până la urmă contribui, a mai venit un lucru suplimentar. Nu, stai în apartament, trebuie să te taxezi cu firma sau cu activitatea economică, trebuie să te taxezi suplimentar. Păi cum stimulezi? Cum stimulezi? Asta nu e o stimulare, asta este o reglementare care, o reglementare, din câte am știut eu despre ea, va fi pusă în aplicare în 2016. Practic, până pe 7 noiembrie, primăriile ar fi trebuit să prezinte noile taxe, da? Noile valori ale taxelor. Va fi foarte greu de inventariat aceste spații. E drept că primul lucru care îl va face primăriile va lua de la Registrul Comerțului pentru că acolo e toate sediile de firmă. Multe se vor muta, multe se vor concentra, vor găsi oamenii până la urmă soluții să plătească mai puțin. Numai că, vedeți, birocratizare. De ce trebuie neapărat când înființezi o activitate economică să mergi prin atâtea instituții, unele așezate într-o parte a orașului, altele în altă parte? Acel birou unic, să intre într-un capăt de culoar și în capătul celălalt de culoar, să ieși cu tot ceea ce trebuie, cred că ar fi unul din lucrurile care ar putea să le facă acest guvern rapid și imediat. Pentru că sunt lucruri ușor de făcut dacă se dorește și dacă se vrea. Să nu se mai justifice locurile de muncă din anumite instituții publice, ci să devină, așa cum scrie acolo, să fie eficiente. Să fie un raport corect între stat și cetățean. Concluzie, cele 13 pagini, pentru că atâtea are, noi am citit doar vreo 2-3 paragrafe, că atâtea erau scrise la capitolele respective, credeți că va avea ce impact asupra Buzăului? Aceste paragrafe sunt esența unor măsuri care ele trebuie să fie luate. Iar dacă se vor lua măsurile cuvenite pentru a fi puse în practică aceste rânduri, sigur și la Buzău vor crea o schimbare, ca sigur, vor crea premisele dezvoltării economice. Că de mulțumesc, fapt, de domnule Minică, vă mai aștept și cu altă ocazie să dezbatem aici lucruri interesante pentru cei de acasă. Domnilor și domnilor, sunt Marlena Dinu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu TV Buzău. Urmează cu Cărțile pe Față, moderată de colega mea Ilona Dinu. Toate cele bune, la revedere!